vreau să discutăm despre mafia gunoiului la Brăila. După cum știți, eu am la București o echipă de consilieri. Și le-am dat ca temă, ca să înțeleg și eu, cum funcționează și cum socotește primăria, doar scriptic, pentru că faptic este cu totul și cu totul altceva. Deci ei, practic, jetmănesc brăilenii la drum mare. Și am câteva argumente, câteva, deci am hotărârile Consiliului Local de ședință. Da, vă rog să domnii de la presă, să le vizualizați, să le apropiați, să vă apropiați. Da? Deci ceea ce vă voi spune astăzi este totul argumentat. Eu am rugat consilierii mei de la București să facă o analiză a ceea ce se întâmplă vis-a-vis de gunoi aici, la Brăila. După care le luăm și cu apă. Pentru că, așa cum v-am spus, eu, Laura Iusen, sunt un om asumat și tot ceea ce scot pe gură am argumente. Și vin și spun așa, din 2016, de când îl avem primat pe domnul Dragomir, tariful la salubritate a crescut în fiecare an, atât pentru firme cât și pentru persoane fizice. Fără să se întâmple minuni, fără a avea un oraș mai curat și mai ales fără colectare selectivă impusă de normele Uniunii Europene. Din decembrie 2020 a avut loc licitația pentru operatorul unic de salubritate. Administrația PSD a dorit să preia colectarea deșeurilor prin firma primăriei ECO, ISA. Dar nu a reușit pentru că au existat condiții de eligibilitate pe care ECO nu le-a îndeplinit, pentru că societatea primăriei a fost condusă de mâna dreaptă a primarului Dragomir, respectiv domnul Pisică, și nu a fost capabil, care nu a fost capabil să gestioneze compania. Știu, nu o să mai mă voteze nici ei, pentru că spun adevărul, dar asta sunt eu, Laura Iusein, spun adevărul și lucrurilor pe nume. Pentru că aici, la Brăila, este o mafie politică locală. Deci, eu așa am mafia gunoiului la Brăila și mafia politică locală. Deci ce se întâmplă aici este o japcă la drumul mare vis-a-vis de brăileni. Știți cum era Imperiul Otoman cu Birbu? Deci asta se întâmplă aici la Brăila. Și acum vin și spun așa. Din 2023, tariful pentru colectarea gunoiului la Brăila a crescut de două ori, prin hotărârea 115 din 27.02.2023. Prețul a crescut la 189 de lei metru cub, apoi prin hotărârea 767 din 27.12.2023, prețul a crescut cu 267 de lei metru cub. Vă întreb, a crescut nivelul de trai la Brăila? În 2023, din ianuarie până în decembrie, aproape cu 100% au crescut salariile și profiturile brăilenilor? Răspunsul este evident nu. Nivelul de trai al brăilenilor a scăzut continuu de când Marian Dragomir este primarul Brăilei. Deși a crescut artificial din pix, fără fundamente socioeconomice, cu peste 100% prețul la gunoi, acești bani nu au ajuns la operatorul privat de salubritate care a câștigat licitația, respectiv REBE. De exemplu, în luna aprilie 2024, de la agenții economici s-au colectat 4747 metri cub de gunoi. Și am înmulțit, ori 267 de lei, cât este metru cub, înseamnă că firmele brăilene
au achitat 1.267.449 lei. Către RER, atenție, primăria a plătit doar 542.000 de lei, cu TVA inclus. Atât a plătit primăria către RER. Deci nici măcar jumate, asta înseamnă 43%, că eu am făcut exact calculul. Și acum vin și îl întreb pe domnul primar. Domnule primar, ce ați făcut cu 725 de lei, care i-ați încasat, 725 de mii de lei, care i-ați încasat pe luna aprilie, fără justificare, bani care i-ați luat cu japca brăilenilor? Mie trebuie să-mi dați un răspuns, pentru că în banii ăștia sunt și banii mamei mele, care are o pensie de 1000 de lei. Iar eu vreau un răspuns de la dumneavoastră. Ce ați făcut cu acești bani care nu puteți să-i justificați? Pentru că la RER dumneavoastră ați transferat primăria, a plătit pentru în luna aprilie doar 542.000 de lei. Acest răspuns mi-l dați mie, pentru că mama mea e o pensionară și are 1000 de lei pensie și eu vreau să-mi dați acest răspuns, și totodată brăilenilor, ca să înțeleagă, pentru că oamenii ăștia chiar merită să le dați un răspuns, de ce plătesc cel mai mare preț la gunoi din România. Sunteți niște jepcari la drumul mare. Asta sunteți. Dacă mulțesc 12 luni cu 725 de mii de lei, cât ați încasat dumneavoastră banii justificați în luna aprilie, iese vreun 1.750.000 de euro anual. Banii brăilenilor au fost încasați în mod nejustificat și abuziv din punctul meu de vedere. Merg mai departe și întreb, ce se va întâmpla după data de 10 iunie 2024, a doua zi după alegeri, vom avea mormane de gunoi în fața magazinelor, a locuințelor, ne vor invada șobolanii, vom suporta mirosurile deranjante în tot orașul? Pentru că RER-ul va înștiința din luna martie că ei vor scumpi prețul la gunoi și pe bună dreptate, pentru că oamenii vin în comunicatul de presă pe care eu l-am aici, comunicatul de presă al RER, și oamenii spun așa, domnule, la apă prețul s-a dublat 2020-2023, la noi nu s-a dublat și pe bună dreptate, doar că dumneavoastră ați triplat prețul, ați dublat, mai mult de dublat este, la gunoi, nejustificat, și veniți și dați vina pe RER. Nu au nicio vină. Oamenii pe bună dreptate vin și spun și se și justifică că dumneavoastră le-ați cerut dumneavoastră și împreună cu domnul președinte la Consiliul Județean să v-ați rugat de ei și a spus, haideți, lăsați-ne până pe 10 iunie că vin alegeri. Și ce ne facem? Că stăm cu gunoaie și nu mai ne votează lumea. După ce RER-ul face înțelegerea asta cu dumneavoastră, veniți și spuneți că ăia sunt niște scroși și că vor să scumpească prețul și de asta s-a reziliat contractul. Nu. Am comunicatul de presă de la RER, care oamenii vin și justifică exact tot ce s-a întâmplat. Dumneavoastră, domnule primar Dragomir, dumneavoastră, domnule președinte Chiriac, ați fost informați, ați știut și cu bună știință ați calculat absolut tot ca să fie în favoarea dumneavoastră. Și să vă spun și de ce. Nu vă este rușine? 366 de angajați al RER au primit preavize că începând cu data de 15 iunie vor fi șomeri. Dumneavoastră, vă întrebați oamenii ăștia,
din ce or să mai trăiască, au copii, au familii. Despre ce vorbim aici? Dar chiar nu vă este rușine? Nu aveți puțin respect de debrăileni, de oameni ăștia care v-au votat și au încredere în PSD? Se dorește ca serviciul public de colectare al gunoiului la Brăila să fie preluat prin negociere directă. Asta ați urmărit, fără licitație transparentă.